Republica Moldova și România sărbătoresc astăzi Ziua Limbii Române. În această zi se împlinesc 33 de ani de când Sovietul Suprem al fostei Republici Sovietice Socialiste Moldovenești a votat instituirea limbii române ca limbă de stat și revenirea la grafia latină. Este considerată una dintre cele mai importante realizări ale Mișcării de Eliberare Națională din anii 80-90. La 28 august 1989, peste 750.000 de oameni au participat la Marea Adunare Națională și au cerut la unison decretarea limbii române drept limbă de stat în Republică. Cu această ocazie, mai mulți scriitori, politicieni și cetățeni au depus flori la busturile scriitorilor de pe Alea Clasicilor din grădina publică. Dumnezeu, prima oară când a plâns printre astre, El a plâns peste țară cu lacrima limbii noastre. Elevii liceului teoretic cu profil arte, Ion și Doina Alda Teodorovici, au venit cu un recital de poezii și cântece la bustul marelui poet Mihai Eminescu din capitală. Această sărbătoare ne definește pe fiecare dintre noi, pentru că iubim mult această frumoasă limbă, limba română. Iubim tradițiile, iubim valorile, iubim scriitorii, iubim tot ce este frumos. Ulterior au depus flori și mai mulți deputați în frunte cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. Este limba în care noi comunicăm, face parte din ADN-ul poporului român. Dacă ne uităm la generația tânără, înțeleg cât este de important să ai competența lingvistică a limbii române. Noi trebuie să conștientizăm, mai ales că avem și o hotărâre a Curții Constituționale, că vorbim limba română. Și când vom trece peste această diferență, atunci cu siguranță și unitatea în societate va fi mult mai mare. Oameni de cultură, scriitori, dar și simpli cetățeni au omagiat limba română prin cântece și poezii. Uniunea Sovietică s-a destrămat și această lege despre limbă și despre alfabet trebuia să fie modificată, actualizată, perfecționată. În Constituție stă scris limba moldovenească. Asta e rușine, cea mai mare rușine. Și autoritățile municipale au venit în Alea Clasicilor pentru a aduce un omagiu limbii române. Este important să înțelegem că limba română, de fapt, este acel element definitoriu al unei națiuni, este acel element care ne definește pe noi ca popor. De Ziua Limbii Române, autoritățile capitalei planifică un șir de activități cultural-artistice. Un concert va avea loc în această seară pe strada pietonală Eugen Doga, cu începere de la ora 19, cu participarea lui Cristofor Aldea Teodorovici, Natalia Barbu și Cătălin Josan.